Bun găsit! Sunt 10 persoane care s-au strâns în acest moment în fața Parlamentului tocmai pentru a protesta față de această lege a vaccinării, nemulțumiți de faptul că, în primul rând, această lege este discutată astăzi cu ușile închise în Comisia de Sănătate a Camerei Deputaților, acolo unde vor fi și câțiva reprezentanți ai societății civile. Spun oamenii faptul că această lege nu trebuie să fie adoptată în Camera Deputaților. Ea a primit undă verde în 2017, în octombrie, în Senat. A fost prima cameră sesizată, iar protestatarii menționează faptul că oamenii ar trebui să fie lăsați singuri să aleagă dacă își vaccinează sau nu copiii. Pentru că actul normativ îi obligă practic pe părinți să își vaccineze copiii la naștere împotriva 8 boli, printre care se numără rujeola, rubeola, oreonul și hepatita B. Așadar, vom vedea ce se va întâmpla astăzi, dacă vor reuși cumva reprezentanții ONG-urilor să-i convingă pe deputați să renunțe la acest act normativ, să-l mai amâne eventual, sau dacă vor da mâine un vot în plenul Camerei Deputaților. Mulțumesc!